Bună ziua și la mulți ani! Sunt Ovidiu Roșu, coordonatorul Centrului de Salvare și Reabilitare Animalelor Sălbatice. Centrul este sub tutela Fundației Visul Luanei și, cum am făcut-o și până acum, am dorit să vă prezentăm activitatea centrului pe parcursul anului precedent, în cazul de față 2021. Să vedeți dumneavoastră prin ce am trecut, ce animale am internat, ce animale am încercat să ajutăm și care au fost rezultatele noastre. Bun, o să minimizez un pic imaginea cu mine și o să intrăm direct în programul nostru. Acesta este programul în care introducem toți pacienții care ajung la centrul nostru de reabilitare și pe care îi monitorizăm. După cum vedeți, deja în anul 2022 avem undeva la 227 de animale internate. Dar o să ne concentrăm astăzi pe ceea ce s-a întâmplat anul trecut și o să ne uităm un pic în statistică, să ajungem un pic pe anul trecut. Așa, după cum vedeți, am avut undeva la peste 2700 de animale internate din 140, mai mult de 140 de specii, din foarte multe. Marea lor majoritate sunt păsări, am avut destul de multe mamifere și reptile. Ce aș vrea totuși să vă arăt în alt programel? Cum era de așteptat, cea mai frecventă specie cu care ne-am confruntat anul trecut a fost porumbelul. Am tratat undeva la 853 de porumbei, dar comparativ cu anii precedenți, procentul de porumbei a scăzut pentru că ne-au venit foarte multe alte specii și un număr foarte mare. Adică, spre exemplu, dacă l-am extrage din această ecuație, am observat că avem foarte multe specii diferite. Pescărușii au fost o mare prezență în centrul nostru anul trecut, undeva la 338, multe ciori, vrăbii, mulți arici. Avem undeva la 95 de arici pe care i-am tratat anul trecut. O parte din ei, undeva la 35, încă îi avem în clinică, îi ținem peste iarnă, trebuie să treacă perioada de hibernare, după care o să fie liberați în primăvară. Avem destul de multe cucuvele, da? Undeva la 79 de cucuvele pe care le-am îngrijit, deci multe păsări de noapte, mulți cucurezi, multe păsări răpitoare de zi, uliu păsărar, șorecar comun, vânturel roșu, da? Deci vânturel roșu undeva la 48 de indivizi. De asemenea, lebede. Anul ăsta am internat undeva la 17 lebede, destul de multe vulpi și câteva berze. Avem tot la fel vreo 17 berze pe care le-am îngrijit. Mulți lieci, evident, ciuf de pădure. Dacă am pune în balanță activitatea centrului de-a lungul anilor, avem un trend destul de ascendent. Dacă noi în 2015 primeam undeva la 250 de animale pe an, numărul lor s-a dublat destul de repede, iar în 2020 am trecut de 2500 de animale pe an, iar în 2021 peste 2700. Ce este foarte interesant este faptul că dacă urmărim cele două linii albastru și verde, cea albastră este identifică numărul animalelor sălbatice, iar cea verde a porumbeilor. Deși porumbeii sunt în continuare cea mai frecventă specie cu care ne confruntăm și pe care o îngrijim la centrul nostru de reabilitare, vedeți că începem să avem, să ne concentrăm foarte mult pe animalele sălbatice native, iar politica și scopul centrului este să meargă cât mai mult în această direcție. Evident, vom trata în continuare porumbei, dar scopul nostru este să oferim o șansă reală de reabilitare și eliberare, în scopul eliberărilor speciilor sălbatice native, iar porumbei o să fie, probabil că o să rămână în activitatea noastră, dar ce ne-am dorit foarte mult de la colegii noștri veterinari este să-și deschidă și dumnealor direcția în a trata porumbei și a se ocupa de ei, ca noi să încercăm încet încet să ne concentrăm și să ne specializăm cât mai mult pe animale sălbatice, pentru că aceasta considerăm că este scopul centrului nostru. Bun, următorul lucru pe care aș vrea să-l discutăm este despre cauzele pentru care animalele au ajuns în 2021 la noi, la centrul de reabilitare. Cum era de așteptat, o bună parte din ele
sunt din cauza traumatismelor. Deci multe din ele au fost accidentate, sunt animale sălbatice accidentate. Vorbim despre peste 900 de animale care au suferit diferite traume. Ceea ce ne deranjează destul de tare și ne sperie cumva este faptul că foarte multe animale au fost preluate fiind considerate a fi orfane. Suntem destul de sceptici că aceste animale au fost orfane, pentru că de multe ori lumea consideră că dacă părinții nu sunt prezenți sau dacă acestea sunt găsite la sol, păsările sunt găsite la sol, acestea sunt orfane și părinții nu se ocupă de ele. De fapt, realitatea este un pic diferită, iar de multe ori se întâmplă ca părinții să stea la o distanță corespunzătoare și să se îngrijească de animale în absența noastră. Noi suntem real, noi suntem un prădător în viziunea animalelor sălbatice și de obicei părinții încearcă să îndepărteze sau să se îndepărteze de pui în speranța că aceștia nu sunt găsiți. Dar dacă se pune problema ca animalul real să fie orfan, să se confirmă că părintele este mort sau aceștia puii sunt răniți, atunci da, este foarte important ca ei să fie preluați și duși la un centru de reabilitare, cum este cel al nostru. Cum după vedeți, vorbim despre aproape 800 de animale care au fost luate cu prezumția că sunt orfane, dar de multe ori ne e frică că acestea au fost de fapt răpite de la părinți. Și trebuie trebuie să scădem cât mai mult acest procent. Un alt factor care este destul de îngrijorător, vorbim despre undeva la 190 de animale care au fost atacate de pisici. Este foarte dificil acest aspect pentru că foarte multă lume, cum suntem și noi, iubim pisicile, dar conștientizăm că ele sunt niște mici prădători și fac ravagii în fauna sălbatică mică. Da? Vorbim aici de păsări și mamifere și reptile. Da? Mamifere mici și reptile, tot la fel mici, evident. De aceea, pe lângă investirea noastră pe care o facem de fiecare dată în campanii de sterilizat și de educare, încercăm să discutăm cu persoanele care dețin pisici să încerce cât mai mult să le țină adăpostite, să le țină în casă, să le țină la distanță de zonele sălbatice unde ar putea să se ducă și să practic să atace fauna sălbatică. Alte probleme cu care ne-am confruntat, în cazul porumbeilor, foarte mulți cu paramyxoviroză și cu poxviroză, multe ciori cu West Nile, ne-au venit anul acesta, este o patologie sezonieră cu care ne confruntăm anual, da? Și din păcate animalele au o șansă foarte mică de recuperare, nu cred că avem un pacient care să fie supraviețuit. Vin paralizate în stadiu, sunt cataleptice, pur și simplu în câteva, în 24 de ore, 48 de ore, acestea mor. Dar, din fericire, trece această perioadă și după aceea acestea se recuperează. De asemenea, ne confruntăm cu multe animale care suferă diferite tipuri de parazitoze și multe dintre ele care vin într-un stadiu avansat de cahexie, practic de slăbire avansată, ce necesită a fi îngrijite. Mai avem problema cu animale care sunt ținute în captivitate, care suferă de rachitism pentru că nu au fost ținute corespunzător și într-un final se decide să fie aduse la centrul nostru și atunci noi va trebui cumva să încercăm să le punem pe picioare în scopul eliberărilor, lucru care este extrem, extrem de dificil și care a fost extrem de frustrant în ultima perioadă. Bun, o să trecem la locurile de unde ne vin marea majoritate a animalelor. Cum era de așteptat, Bucureștiul este un loc foarte mare de unde provin animalele, dar avem foarte multe animale care vin din Constanța, din Pitești, din Giurgiu, din Brașov. Și Ilfovul ca și zonă aduce foarte multe animale la noi. Dar da, ne confruntăm din marea parte a României de Sud. Da? Avem alte centre de reabilitare care se ocupă în nordul și estul țării și preferăm să trimitem acolo și să nu direcționăm oamenii să vină cu animalele la noi, pentru că este mult mai bine ca ele să ajungă cât mai repede la un centru de reabilitare serios și să primească îngrijire. N-are sens să transportăm animale în toată țara către centrul nostru.
Acum aș vrea să discutăm despre probabil cel mai important motiv al activității noastre, acel al ratei de supraviețuire și eliberare a animalelor pe care încercăm să le îngrijim. Și după cum știți, și am încercat să explicăm de la bun începutul activității noastre, foarte multe din animalele care ajung la noi vin într-un stadiu critic. Și avem aici undeva unde o treime din animalele acestea nu reușesc să supraviețuiască 48 de ore, mai mult de 24 de ore, pardon, din momentul când ajung în centrul nostru. Asta cu toate tratamentele medicale pe care încercăm să le oferim. Deci ele, practic, în clinică nu reușesc să supraviețuiască. O bună parte din ele, vorbim aici undeva la 20-26% din ele, este nevoie urgentă să fie eutanasiate pentru că suferă cumplit și nu au o șansă reală de tratare și recuperare. Și, cum spuneam, acest procent este real, nu este numai la noi, peste tot în lume, în centre de reabilitare serioase, sunt aceste cazuri, acest procent în care animalele pur și simplu nu se pot trata în așa fel încât să poată fi eliberate sălbăticiei. După care avem acest procent de 32-33% pentru care luptăm în fiecare an. Acesta este procentul normal, un procent nu foarte rău, da? Încercăm să creștem cât mai mult, da? În fiecare an și am avut încet încet rezultate pozitive. Acesta este procentul care luptăm pentru fiecare animal. Deci anul trecut am reușit să oferim îngrijiri medicale la 80, 807, am reușit să oferim îngrijiri medicale și într-un final să eliberăm 871 de animale din cele pe care le-am primit în clinică. Bun, acum aș dori să discutăm despre cheltuielile centrului în 2021 în comparație cu ceilalți ani, pentru că na, banii practic sunt cei care ne permit să facem acest proces de reabilitare. Și ce vreau să vă arăt este că în 2021, pentru a încerca să îngrijim și să oferim tratamente de specialitate la 2700 de animale, centrul a cheltuit undeva la 65.000 de euro, din acești bani, vedeți, 20% este mâncare, avem nevoie de mâncare de specialitate, am 9% partea medicală, și o bună parte sunt salariile. Anul acesta, comparativ cu anii precedenți, avem angajați 5 persoane cu normă întreagă pe care trebuie să-i plătim pentru că fără resursă umană cu competențe, cu experiență de foarte bună, nu se poate face reabilitare corespunzător. Așa că anul trecut am mai angajat 2 persoane și suntem foarte bucuroși că îi avem în echipă. Noi, ca și centru, funcționăm în fiecare zi din săptămână, da? Și sâmbătă și duminica, într-un program în funcție de perioadele de sezoane. Funcționăm de la ora 10 până la ora 18, și sâmbătă și duminica. Comparativ cu, să zicem, 2020, am cheltuit cu 5.000 de euro mai mult, dar în 2020 am investit foarte mult în infrastructură. Pentru că fără voliere de corespunzătoare, fără construcții care să fie bune pentru reabilitarea animalelor, nu se poate. Așa că atunci aveam 3 angajați, dar am investit mult mai mult în infrastructură. Anul acesta ne-am concentrat pe oameni și pe competențele lor, astfel încât animalele să primească cele mai bune îngrijiri. Ca donații, centrul nostru a primit în 2021 aproximativ 88.000 de euro, marea lor majoritate direct în contul fundației sau bani lichizi atunci când omul a venit și ne-a lăsat, a venit cu un animal rănit și ne-a lăsat centrului, a lăsat și puțin bănuți. Ținem să precizăm că nu avem nicio regula noastră, da? Regula de căpătâi al centrului nostru este nu obligăm pe nimeni să dea bani pentru animalele pe care le îngrijim.
dacă dumnealor consideră că este, facem o treabă bună, dacă doresc, ne pot dona, dar în niciun caz nu punem limite din aceste considerente. Așa că orice animal poate veni, îl primim fără a avea, fără a avea vreo obligație, sau bine, fără ca persoana care aduce să aibă vreo obligație față de noi. Alți bani i-am primit din diferite tipuri de contracte, de la firme, da, acele contracte de sponsorizări. Marea lor majoritate a venit la sfârșitul anului, da, din impozit, pentru că, practic, firmele pot în ziua de astăzi să plătească o parte din impozit către fundații, către organizații non-guvernamentale. Și am primit și ceva bănuți, 9% au fost bănuți din redirecționarea celor 3,5% din impozite, lucru care ne ajută foarte mult, este un mare, mare ajutor și lumea practic nici nu trebuie să, decât trebuie să semneze un document și ajută automat prin redirecționarea impozitului pe profit, ajută organizațiile. Și foarte important și lucru pe care ne bucură și ne va ajuta pe viitor foarte mult, încercăm să promovăm donațiile recurente. Practic niște bănuți, veniți lunar, nu foarte mulți, nu trebuie să fie o presiune financiară pe nimeni, dar care în fiecare lună sunt trimiși direct în contul fundației noastre, așa că există varianta Patreon sau prin PayPal, depinde, cum preferă fiecare, dar care ajută foarte mult, pentru că noi ca și organizație care depinde, în practic, activitatea noastră depinde de donațiile dumneavoastră, putem să ne cumva să ne așteptăm că o să primim niște bani următoarea lună și putem să ne proiectăm diferitele activități. Pentru toți acești bănuți vrem să vă mulțumim foarte, foarte mult. Ne-ați ajutat și ajutați animalele extrem de tare. Am dorit să mulțumim și câtorva instituții cu care anul trecut am semnat câteva protocoale de colaborare, printre care cei de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și cei de la Consiliul Județean IFOV, protocoale prin care se stipulează că toate animalele sălbatice de pe raza atât a municipiului București cât și de pe raza județului Ilfov găsite în impas de supraviețuire vor veni oficial la centrul nostru și noi ne vom ocupa de ele în scopul tratării, reabilitării și apoi eliberărilor în natură. Nu avem nicio legătură financiară cu dumnealor, vom face totul în continuare gratuit, cu ajutorul dumneavoastră, dar considerăm că este un pas în plus pentru că suntem, din punct de vedere legal, suntem acoperiți și de asemenea există un suport logistic din partea dumneavoastră în a ajuta aceste animale. De asemenea, de anul acesta avem doi noi parteneri oficiali, colegii de la Societatea Ornitologică Română, cu care am lucrat de mult timp și pe care îi prețuim și suntem onorați că suntem împreună cu dumnealor, și Fundația Suzy Utzinger din Elveția, care ne va ajuta pe parcursul întregului an cu diferite structuri. Ne va ajuta, cum ne-a ajutat și până acum, cu donații și vom încerca să dezvoltăm partea de infrastructură a centrului nostru. Cu aceste fi spuse, eu personal vă mulțumesc pentru tot efortul de a mă auzi atâta timp și vă doresc un an nou fericit, lipsit de griji, să trăim cu toții experiențele astea care sunt pentru toată lumea foarte dificile, să trecem peste ele și să auzim de bine la finalul anului.